dimineața, stimați telespectatori, sunt Alexandru Răducanu și astăzi avem o întâlnire cu cel mai viral realizator de televiziune, colegul meu, Ovidiu Jelea. Bună seara, Ovidiu! Bună seara și mulțumesc pentru invitația! Spun cel mai viral pentru că ești autorul celui mai viral filmuleț din timpul meeting-ului PSD. Care e povestea filmulețului? Spune-ne din culisele acelui filmuleț. Povestea e simplă. Știam că va avea loc meeting-ul. Eu nu am treabă cu politica. Sunt apolitic și antipolitic total. Dar știam că va avea loc meeting-ul respectiv de pe internet, pentru că mă mai uit ce se mai întâmplă prin România și am decis să-mi iau aparatul foto și să merg să văd, poate filmez ceva și eram și foarte curios să văd care e atmosfera, da, că suna așa foarte, foarte pompos, foarte... Și ai arătat atmosfera din teren în condițiile în care televiziunile de știri, mai ales cele apropiate PSD, au difuzat numai imagini panoramice din elicopter. De ce? Adică... N-am idee de ce au difuzat imagini. Probabil au considerat că nu îi avantajează să arate close-up. Este posibil, da, într-adevăr. E posibil să fi preferat. Plus că, fiind foarte multă lume, au și vrut să arate amploarea evenimentului. Au mai fost acolo fotografi și jurnaliști în public, dar din ce am văzut eu, majoritatea au din zona de presă, care e mai mult în opoziție, să spun așa. Ai văzut poza aia cu domnișoara care plângea? La fel, o poză destul de viralizată. Pe... De ce crezi că plângea? Bine, n-avem unde să știm, dacă ai idee, adică care e atmosfera? Cum te-ai simțit tu ca intrus acolo, erai îmbrăcat în negru, într-o mare de alb? Da, eu mi-am luat un tricou negru, știam că o să fie toată lumea îmbrăcată în alb și am zis dacă, ca în cazul în care cineva mă filmează și apar pe la televiziune, să nu fiu considerat mitingist de acolo din partea PSD. Și la fel erau și ceilalți jurnaliști și fotografi, erau îmbrăcați cu tricouri negre, de alte culori, verzi și așa mai departe. Atmosfera era destul de ok, să zic așa, deci eu am văzut câteva certuri între simpatizanți PSD, care erau foarte mulți acolo, și câteva trecători care erau clar anti-PSD. Le-am și filmat, dar am preferat să nu le folosesc în film, pentru că mie toată povestea respectivă mi s-a părut comică, adică ideea de... Și ai făcut un fel de parodie sau așa a ieșit? Da, am făcut un filmuleț chiar... Am filmat câteva cadre cu oameni care mi s-au părut că sunt mai... Carismatici. Mai carismatici, exact. Deci chiar am ales oameni carismatici de acolo de la meeting. Și la un moment dat, încet m-am strecurat spre partea din față, spre scenă, când era... Și ai ajuns față în față cu domnul Dragnea. Exact. Și am prins fix faza în care el... Nu cu greu, într-o mare de... Sute de mii de oameni, chiar cât de mulți crezi că au fost mulți. A fost concurență de la egal la egal cu meeting-urile spontane care au avut loc în vârful lor. Acelea nu le-am prins pentru că am plecat la un eveniment, dar piața a fost plină. Deci clar a fost foarte multă lume. Am ajuns în fața scenei exact în momentul în care, chiar am scris la un moment dat, am scris un articol pentru Republica, da, și povesteam acolo că a fost un moment, deci nu e fantezie. Când chiar, ai văzut da, chiar m-am mutat ochi în ochi cu... Ne-am a fost un schimb de privire. Un schimb de privire, exact. Poate din cauza că eram fix în fața scenei și toată lumea era în alb, doar eu eram în negru, și s-a adresat el mulțimii, îndemnându-i să-i salute și pe reprezentanții statului paralel, care au venit acolo din curiozitate sau sau plătit sau ceva de genul ăsta, și nu știu, așa, am avut așa un feeling că parcă se referă și la mine. Se uita la tine. Da, și m-am enervat puțin atunci, așa, am zis, lasă că fac eu un film și mă distrez. Deci asta a fost motivația? Da, da. Așa să... Și am prins cadrul respectiv, am avut mai mult filmat din discursul domnului Dragnea, dar... Eu sunt obișnuit să tai repede, adică dacă nu-mi iese ceva și nu mă interesează exact ce spune într-o anumită porțiune, shift delete imediat din... Și te-ai dus acasă? Cât ai stat pe Nu m-am dus acasă, înainte de asta am prins partea de la final. Eu știam că o să fie foarte multă mizerie pentru că era de la bun început. Deci de când am ajuns în piață, peste tot pe jos, printre participanți erau sticle.
Peturi. Peturi, exact. Și mă așteptam ca la final să fie foarte multă mizerie. În momentul când, în care l-am auzit pe domnul Tainea spunând că au ales culoarea alb pentru că simbolizează curățenia, și am mai spus și faza aia că vom curăța țara de acești șobolani, care mie clar mi-a adus aminte de, dacă nu neapărat de naziști, de fazele din filmele lui Tarantino, unde a avut Inglourious Basterds, când aceleași adresări le-a folosit generalul respectiv SS. În fine, m-a dus cu gândul în zona aia de nazism, am spus ok, partea asta cu curățenia și cu șobolani o să o suprapun la finalul meeting-ului cu ce va rămâne aici în piață. Deci mi-am făcut cumva scenariul din timp. Și de asta am și postat prima dată, am fost primul care am postat filmul, pentru că alte publicații, cum ar fi, pot să spun nume, Recorder, Epoch Times, au făcut reportaje jurnalistice serioase, care durează mult până le montezi, până stai, până le culegi la toți cei care au fost prin teren. Eu, în schimb, făcându-mă un montaj foarte scurt, de câteva 2-3 minute, așa am vrut să-l fac, într-un spre casă deja știam, deci mă gândeam cum o să arate montajul și în aceeași seară l-am și... Este și asta o rețetă să fie cât mai scurt? Adică ce crezi că a condus? Tu ai postat acest filmuleț pe contul tău personal, neavând pagini cu zeci, sute de mii de fani și așa mai departe, și s-a transformat în cel mai viral filmuleț. Cel mai viral, dar are 2 milioane, aproape 800 de mii de vizualizări și peste 55 de mii de share-uri, ceva genul ăsta. Cu siguranță să fie scurt, mai ales în zilele noastre când totul este în viteză, este un criteriu important pentru un astfel de film, dar nu cred că doar lungimea, pentru că, de exemplu, dacă eu am timp la o cafea și vreau să văd ce s-a întâmplat la meeting-ul respectiv, o să mă uit la un reportaj serios, cum sunt cele, de exemplu, făcute de Epoch Times, în care iau interviuri oamenilor, vreau să văd să le aud opiniile, să văd ce spun ei. Și atunci și astfel de reportaje și au rolul lor. Faptul că a fost scurt a contribuit la... a fost pe gustul mai multor oameni, pentru că foarte, mă gândesc eu, pentru că foarte mulți vor informații foarte scurte, deși eu n-am spus nimic acolo, n-am lăsat niciun fel de mesaj. Doar am filmat oamenii respectiv și am montat lucrurile în așa fel încât să se potrivească, exact cum am spus, ironia respectivă. Când domnul Danea spunea că albul simbolizează curățenia și piața era plină de mizerie și el va curăța împreună cu adepții lui țara de șobolani, lucru pe care eu l-am vom curăța țara de mizerie lăsată de acești șobolani. Aluzia respectivă, chestia de la finalul filmului, cred că a atins foarte bine, pentru că a fost o răsunare de situație. Plus că eu sunt obișnuit, când fac un film, indiferent că are 2 minute, 3 minute, 5 minute, să respect actele unei narațiuni. Și are niște momente. Are momentul când iese el pe scenă și spune că suntem mulți, după aia are partea respectivă de la final. Cred că a fost și povestea foarte bine spusă. Și spre deosebire de alte, cred că aici a fost lucrul cel mai important, spre deosebire de alte filme, reportaje, articole care au clar rolul de a te orienta pro sau contra lucrurilor care sunt acolo, filmul ăsta te lasă să te atinge, zic eu, îți arată despre ce e vorba și te lasă pe tine să decizi. N-am încercat niciun fel să îi fac pe oameni să... Se poziționeze într-un fel. Adică eu nu m-am poziționat, eu pur și simplu l-am luat ca pe o... Am vrut să fac o parodie, o chestie comică de la meeting-ul respectiv, care e o parodie, adică în momentul în care vin, aduce oameni în toată țara, îmbrăcați în alb, în centrul Bucureștiului și spui că totul este bine și te lupți cu niște fantome, mie chestia asta mi se pare foarte, foarte comică. Nu că n-ar fi nici lucruri adevărate spuse pe acolo, că ei au prezentat pe acolo pe niște ecrane gigantice cazuri de dosare care de după aia au fost clasate de abuzuri, deci ceva adevăr este din punctul meu de vedere și de o parte și de cealaltă parte, manipulare este și de o parte și de cealaltă parte.
eu încerc să mă... Ai vrut să faci o frescă, ce s-a întâmplat? Da, așa, și să mă distrez. Și mă așteptam să mă distrez cu niște prieteni ai mei, cu niște colegi pe Facebook și să șterg filmul de acolo, că nu... De fiecare dată când postez ceva, dacă nu-mi place de președinte sau de premier, mai ales de premier mie nu-mi place, intru în discuții cu prieteni care... N-ar trebui să ducă spre a ne ciondă din unii cu alții. Adică prefer să las politica deoparte pentru că am prieteni foarte buni și de o parte și de alta. De aceea nu prea, adică evit să postez chestii politice. Dar ai văzut că a avut foarte mult impact și l-ai lăsat. L-am văzut că e viral, am văzut reacțiile, că au fost, n-am mai scris pe Facebook de reacții, dar au fost foarte multe amenințări trimise pe contul meu, pe contul soției mele, am primit și propuneri de colaborare de la diverse agenții și site-uri și pe mine m-au încântat cuvintele de laudă, pentru că până la urmă a început să-mi placă mai mult filmul după ce am văzut ce reacție. Dar noi am furat startul, am fost vizionari, am știut că ai talent pe multe planuri înainte să faci acest filmuleț care e de notorietate națională, poate și internațională. Nu știu, o să fac tot posibilul să fac încă unul, pentru că lumea poate să spună că e vorba de noroc, eu nu cred în noroc. Există o rețetă pentru a face anumite lucruri care se meargă foarte bine și dacă se va mai întâmpla un astfel de meeting, am înțeles că e posibil să se mai întâmple. Eu nu prea aud informațiile despre politică, le aflu mai târziu. Dacă va mai fi un meeting, voi face tot posibilul să fie la fel de bine documentat. În paralel, să le spunem telespectatorilor că pregătim o emisiune auto, Drive Test, pe care tu o realizezi în integralitate, este conceptul tău editorial, de montaj, de grafică, și să le oferim telespectatorilor noștri în premieră un flavor despre ce va însemna emisiunea auto pe care tu o realizezi în colaborare cu Canal 33. Rog colegii mei să difuzeze materialul. Ce volum are? 580 de litri. Deci dacă îl umplem cu canistre cu benzină, creștem autonomia cu vreo 2000 de kilometri. 2000 și ceva. 2000 și ceva. O mașină bună de familie. Dar? După ce ai spus asta soției și ea te crede, când pleci singur la drum, ai apăsat butonul magic, ai transformat o mașină de curse și dacă intri și pe modul de schimbat manual, o depășire se poate face așa și rămâi legal, dar o faci foarte repede. Cu alte cuvinte, motorul de câte 100 de cai putere? Doar 567 de cai are. 567, de fapt, este o investiție în siguranța familiei, pentru că poți să depășești mai sigur atunci când ai nevoie. Poți să depășești mai repede înseamnă mai safe. Deci o mașină de familie foarte bună. Ok. Deci atunci când ești cu soția în mașină și prezinți funcția asta care contribuie la siguranța familiei, expuiți. De exemplu, dacă ar fi acum, a venit un ciclon, dacă ești într-o țară în care e și posibil cu schimbările meteo din ultima perioadă să avem tornade și în România, sau ești la periferia Bucureștiului și vezi în spate
Că te atacă frații chelarul. Te atacă cineva care se spune că vrea să-ți fure roțile de la mașină. Îi spui, uite, pentru siguranța noastră și a familiei, M2, apăsăm pe maneta schimbătorului în față, apăsăm pedala la maxim. Nu l-ai activat? Pentru că nu e pedala, nu e aceasta la maxim. N-ai apăsat la maxim. Acum. Acum e activat. Și acum ai dat drum. Și am fugit și suntem în siguranță. A căzut și camera. Materialul din care este făcută nu e acea tablă de pe vremuri, din anii 90, cum sunt eu obișnuit. Pentru că vrem să fie cât mai ușoară și cât mai rezistentă. Sunt folosite materiale speciale pentru a fi cât mai ușoară mașina? Da, foarte mult aluminiu, sunt foarte multe componente din fibre de carbon, totul pentru a fi cât mai ușoară mașina, dar în același timp și cât mai rezistent. Dacă ar fi să alegi o mașină pe care să o iei într-o excursie mai lungă, de exemplu, ocolul pământul în 80 de zile, ce mașină ai lua? X6M Black Fire Edition. Deci asta ar fi alegerea ta? Da. Voi mai reveni cu câteva idei în ceea ce privește BMW X6M, însă ceva mai încolo, acum mă duc să las mașina lui Claudiu, pentru că am luat-o cu jumătate din rezervor și nu știu sigur dacă după două ture făcute pe aici prin Paradisul Verde o să mai aibă suficientă benzină ca să ajungă la prima stație Peco pentru a alimenta. Ne-am reîntors în studio cu Ovidiu Jelea. Ovidiu, am vizionat câteva minute, un teaser din emisiunea Drive Test. Povestește-ne puțin despre relația ta cu mașinile, pasiunea pentru mașini, background-ul tău în zona asta, cel din zona video l-am văzut în imagini, dar să intrăm puțin în poveste și să povestim și despre interlocutorul tău, Claudiu David. Da, nici nu știu cu ce să încep. În urmă cu câțiva ani am făcut cu prima mea mașină, un BMW E34, pe care l-am cumpărat pentru că l-am văzut într-un film, în filmul Ronin. Era o secvență de urmărire acolo, un film foarte, foarte faină, care a rămas până în zilele, zilele de astăzi în topul secvențelor de urmărire din filme. Am văzut în acel film modelul E34, mi-a plăcut foarte mult și am vrut să-mi cumpăr și eu o mașină cu acel model. Bine, în film era un M5, nu mi-am permis atunci un M5, mi-am luat un 525i. Și am păstrat-o foarte mulți ani de zile, până când în urmă cu 6 ani parcă, am făcut cu mașina respectivă o excursie inedită. Am mers cu ea 13.000 de kilometri pe timp de iarnă, prin toate statele din Europa, plecând spre vest, prin Ungaria, Austria, Elveția, ajungând până în Franța, apoi urcând din Suedia, în Norvegia, până în Finlanda, la Cercul Arctic. Am atins Cercul Arctic cu mașina pe timp de iarnă, în condițiile în care a fost o iarnă foarte grea, cu temperaturi foarte scăzute. Iar din Finlanda, deci de la Cercul Arctic, la Moș Crăciun, în Rovaniemi, am mers în Rusia, prin Sankt Petersburg, Moscova, până în Caucaz. Iar în Caucaz am făcut o ascensiune pe timp de iarnă pe Elbrus, pe cel mai înalt vârf din Europa. Asta a fost prima aventură cu mașina respectivă. A devenit repede virală pe internet. S-a vorbit despre ea în presa internațională, în presa din România. Am ajuns și la postul de radio prin America cu
aventura respectivă. Care crezi că a fost sarea și piperul acestei sarea aventuri? Sarea și piperul aventurii a fost, a fost nebunia. De exemplu, atunci când am plecat în aventură, eram doi băieți și două fete, iar colegul meu de expediție tocmai își cumpărase un Logan MCV, nou-nouț, îl pregătise pentru expediție, a pus o folie de aia protectoare pe geamă ca să nu poată fi sparte. În toate punctele de vedere, ea era mașina ideală, mai ales că avea și foarte mult spațiu. Eu, în schimb, exact în perioada respectivă, mă gândeam să dezmembrez vechea mea mașină din tinerețe, dar nu mă lăsa, ceva nu mă lăsa să fac, să iau decizia asta. Și în loc să o dezmembrez, stând în parcare într-o zi, când chiar trebuia să iau decizia ce fac cu ea, îi spun tatălui meu că era la Suceava mașina, hai, scăpăm de ea și scăpăm și de impozite și de alte minunății, am spus nu. Nu, mă apuc și o pun pe picioare și nu doar că o readuc la viață, ci o să merg cu ea în expediție. Evident că toți cei trei colegi ai mei au fost total împotrivă, părea o chestie, era absurd să mergi cu o mașină veche, cu propulsie, cu mai multe probleme tehnice pe care trebuia să rezolvăm și care ar fi costat bani în momentul care, într-o perioadă în care noi strângeam bani pentru excursia respectivă, însă eu nu și nu. Am mers la BMW România, cei de acolo mi-au făcut legătura cu BMW Automobile Bavaria și le-am vorbit de proiect și am spus, poate vă interesează să mă sponsorizați în expediția respectivă. Ei s-au băgat, a fost o chestie interesantă pentru că riscul era destul de mare să se întâmple orice minunăție sau să nu ajungem cu mașina la destinație. A trecut printr-o revizie generală și au rezolvat câteva probleme grave, niște probleme electrice care erau pe la bord și alte chestii care au putut fi făcute într-un timp foarte scurt pentru că au băgat mașina înainte altor mașini care așteptau, cum se așteaptă în serviceurile din unui brand. Și înainte de a pleca, eu chiar am vorbit cu mecanicii de acolo de la ei, le-am spus ce am de gând să fac și au spus, măi, noi am făcut lucrurile pe care am zis că urmează să le facem, dar noi n-am plecat cu mașina asta în locul tău. În fine, eu am plecat și la nivel global există foarte mulți fani ai modelului BMW E34 pentru că e un model foarte, foarte bun, e la limita dintre mașinile clasice BMW și cele noi, deci e exact acolo între... Are și lucrul ăla vechi cu farurile alea rotunde, fără sticlă în față, cum are modelul următor, generația următoare de seria 5. Și la nivel mondial sunt foarte mulți fani. Există și acum cluburi în Germania cu posesori de E34 care arată impecabil. Zici că sunt noi care fac întâlniri de periodice în fiecare an și excursii pe serpentine. Și ideea de a merge cu o mașină veche, despre care se spune că având propulsie e mai dificil de condus în condiții de zăpadă foarte mare, la temperaturi cu -40 grade, cum am avut noi, a prins la populație. Dacă am fi mers cu o mașină nouă, indiferent de model, era un lucru la care te așteptai ca mașina respectivă să ajungă la destinație fără niciun fel de problemă. Aici șansele erau să nu ajungă mult mai mari. Numai că noi am mers fără nicio fel de problemă în toată excursia respectivă și în condiții foarte faine de confort, adică mașina s-a comportat impecabil pe gheață, pe zăpadă, în furtuni de zăpadă. -40 grade a fost temperatura de la cercul arctic până când am ajuns înapoi jos în sud, în Caucaz, numai -40 grade am prins aici. Am mers ca la Polul Nord. Și toată lumea a fost încântată. Am mai avut mai mulți sponsori acolo, de exemplu a fost man de companie care ne-a sponsorizat cu conserve și ne-am ajuns să dăm conserve respective ca șpagă, pentru că în Rusia e la ordinea zilei șpaga și trebuie să dai, de fiecare dată când te oprește cineva într-o uniformă, trebuie să dai bani. Noi aveam dolari, dar dacă tu dădeam dolari la fiecare milițian și soldat pe care îl întâlneam, riscam să nu mai ajungem cu... nu mai avem bani de benzină. Și atunci am început să dăm din proviziile pe care le aveam de la sponsor. A fost aici o poveste, o nebunie de aia tinerească și asta a prins foarte, foarte bine la public.
nu după mult timp, 2 sau 3 ani mai târziu, cu aceeași mașină, am mai făcut o excursie de data asta pe timp de vară. Trăgând în spatele, în spatele mașinii o rulotă, am parcurs, dus și întors, 14 din cele mai înalte pasuri alpine din Europa, și când spun pasuri alpine înalte, mă refer la pasuri alpine peste nivelul Transfăgărășanului de la noi, acumulând o diferență de nivel de peste 100 de mm, am calculat eu atunci, doar pe partea de ascensiune. Și dacă în prima excursie mașina și-a arătat puterea și rezistența în condiții de iarnă, acum a fost nevoită să reziste la altă provocare, pentru că a fost foarte cald, noi am mers vara cu rulotă în spate, în condiții de sarcină maximă, pentru că am băcat, de exemplu, când urci Stelvio cu rulotă în spate, toată lumea se uită la tine și zice ce caută nebunul ăsta pe aici cu rulotă în spate pe drumurile astea. Și din nou excursa respectivă a fost mediatizată. În felul ăsta am ajuns să-l cunosc și pe Claudiu David, care este unul dintre cei 5 trend de trainer BMW din lume în acest moment, și care a devenit prietenul meu. Am făcut un reportaj despre viața lui, el fiind pilot de rally și campion de rally, și așa am ajuns la Academia BMW din Germania, pe care am absolvit-o și în momentul de față sunt și eu trainer certificat BMW. Dacă în acea zi în parcare nu aș fi luat decizia de a păstra vechea mea mașină din tinerețe, pe care o văzusem într-un film, apropo, că tot la un film ajungem, nu aș fi făcut excursiile respective, nu aș fi cunoscut pe Claudiu David, cu care am făcut un primul episod a unui serial mai lung la care lucrez și acum, și nu aș fi fost nici trainer BMW, deci cam s-au legat cumva lucrurile acolo. E o poveste așa de decizii total ieșite din comun, dar foarte inspirate. Ce înveți despre mașini și relația cu mașina într-o astfel de academie? Cu ce ți-a schimbat ție percepția față de a fi un șofer obișnuit, să spunem? Eu eram un șofer... Și cum testezi acum mașinile în emisiunea ta? Din ce perspectivă? O perspectivă complet diferită. Deci, înainte de a merge la academie, am mers cu Claudiu pe câteva drumuri cu serpentine și eu conduc tare. Am condus tare dintotdeauna și aveam impresia despre mine, pentru că reușeam să merg tare pe viraje, că sunt un conducător auto bun. Până în momentul în care am mers cu Claudiu și mi-a explicat că nu fac altceva decât să fiu foarte agresiv, foarte agitat, să forțez mașina și să pierd tot timpul echilibrul ei, fiind la tot timpul la limita de a pierde aderența. Eu conduceam în permanență la limită, pierzând foarte mult timp, evident. A fost foarte greu pentru mine să accept faptul că nivelul la care mă consideram eu că sunt era doar o fantezie din mintea mea, și l-am ascultat pe Claudiu, începând să învăț pe partea de driving physics, să ne numim noi la academie, principiile unui condusului auto corect, care presupun un control foarte bun al echilibrului mașinii, până la urmă inclusiv la nivel de pilot de rally. Secretul este să poți să simți echilibrul mașinii foarte bine și să-l menții atunci când conduci. De exemplu, Sebastian Leob este fost gimnast și se știe că gimnastii au un echilibru foarte bun. Deci dacă tu ai un echilibru foarte bun personal, ca atlet, ca sportiv, ca om, ai șanse mai mari să simți momentul în care mașina are tendința de a-și pierde echilibrul. Și acolo, aici este secretul pentru a conduce tare și în siguranță o mașină, dar reuși să menții un transfer cât mai mic de pe o parte pe alta a mașinii, de pe puntea față, pe spate, atunci când accelerezi sau frânezi. De aceea se iau virajele pe acea trasă ideală, pentru a menține un echilibru al mașinii cât mai bun. Și sunt foarte multe lucruri care țin de aderență, de modul în care se face transferul de pe parte pe alta în diverse momente, de forțele care acționează asupra roților mașinii în diverse momente, cum ar fi subvirarea, supravirarea, ca să înseamnă de fapt să pierzi controlul mașinii. Și în emisiunea ta o să dai și mici trucuri de condus? Da. Da, vor fi mici
ponturi de la Academia BMW. O să merg cu mașina, bineînțeles, în condiții de siguranță și să simt că unele mașini au tendință supraviratorie mai accentuată, unele tendință subviratorie mai accentuată, unele sunt foarte bine echilibrate, alte mai puțin bine echilibrate. O să analizez mașinile atât din perspectiva mea de trainer auto, care vrea să simtă că are control foarte bun asupra mașinii. De exemplu, când discutăm despre suspensie, o suspensie rigidă poate să însemne pentru mulți lipsa de confort, dar în același timp înseamnă și foarte multă siguranță. Nu doar că, deci, mașinile care au o suspensie mai rigidă, mașinile sport, simți denivelări și... Nu doar că le simți, dar având o suspensie mai rigidă, se minimizează transferul de masă de pe parte pe alta și mașina rămâne mai mult într-un echilibru mai bun. De aceea este foarte bine, de exemplu, dacă ai o mașină la care poți regla suspensia atunci când intri pe un drum virajat, eu așa fac. Întotdeauna intru cu mașina în modul sport, pe lângă un răspuns mai ferm al accelerației, am parte de o suspensie mai rigidă, care nu cum ajută doar să conduc mai rapid, în primul rând sunt mai în siguranță. Și în cadrul emisiunii o să abordez mașinile și din acest punct de vedere a unui trainer auto care vrea să simtă o mașina că răspunde așa cum își dorește la comenzi, dar nu doar, pentru că foarte multă lume se va gândi că fiind trainer certificat BMW și pasionat de BMW, care a făcut o grămadă de aventuri cu mașina sa, o să fiu subiectiv. Și, de exemplu, chiar primul episod al emisiunii va fi cu Claudiu David. L-am ales special pe el pentru acest episod. Avem un SUV pe mână pe care să-l testăm. Mie nu mi-a plăcut SUV-urile niciodată și nu-mi plac în continuare deloc. Claudiu, în schimb, e un fan al mașinilor. Și atunci tu ai fost avocatul diavolului, ca să zic eu așa. Eu voi fi avocatul diavolului pe tot parcursul emisiunii, indiferent de modelul de mașină, și vei vedea că nu e deloc... Nu ierți nimic. Nu ierți nimic și nu o să fie deloc comod de înghițit lucrurile pe care o să le spun, indiferent de marcă. De marcă. Și am început cu un BMW tocmai pentru a stabili clar faptul că n-ai partii priori. Da, nu, n-am niciun fel de partii priori. Sunt modele de la BMW după care sunt nebunit. Sunt unele care nu mă încântă. Și dacă un lucru nu o să-mi placă la o mașină, eu în această emisiune îl voi spune. Cum e, de exemplu, faza cu noile, cu parbrizele noilor mașini. Dacă mergi, poți să mergi pe un drum foarte, foarte curat și întâlnești pe contrasens un bondar care are piatră la rinichi, pac, s-a spart parbrizul. Dacă eu știu lucrurile respective și nu le spun, înseamnă că nu sunt obiectiv. Și până la urmă e emisiune în care vrei să spui adevărul despre mașini. Există foarte multe mașini, e un lucru care mie nu-mi place, există foarte multe emisiuni cu profil auto. Și nu sunt așa de multe în România, totuși sunt câteva televiziuni care au emisiuni auto, nu chiar toate. Sau review-uri auto. Eu de obicei mă uit pe internet, eu mai puțin cu televizorul, pentru că nu prea am timp și atunci prefer să văd emisiunile chiar dacă au fost la televizor. Știu că Pro TV are o emisiune auto, știu că are Digi, TVR-ul. Sunt și pe internet. E posibil să fie mai puține decât cred eu, dar am văzut mai multe review-uri auto pe internet. Am citit și foarte multe articole și feeling-ul meu este că există o tendință de a spune chestii piaristice, prea diplomatice. Da, prea multă diplomație și parcă prea se spune despre mașini că sunt ok pentru a primi alte mașini în testare. Adică nu pot fi toate mașinile perfecte, nu pot fi toate mașinile nu pot răspunde toate foarte bine la comenzi. Mai e faza aia că suntem toți nebuniți după generozitatea display-ului unei mașini și
Eu zic că avem bani să ne cumpărăm singur pișcoturile și fripturile și că putem spune ce credem despre mașini. Iar eu voi analiza mașinile respective, de fiecare dată având și pe altcineva care va prezenta avantajele diverselor. Deci să ai și partea pro și partea contra. Partea pro, da, nu, eu nu sunt contra mașinilor noi, clar sunt un fan al mașinilor clasice. Există foarte multe modele de mașini noi care sunt absolut superbe la mai multe mărci pe segmentele pe care au mașinile respective, dar există și foarte multe care nu sunt acolo și nu poți să spui despre toate că sunt ok, că atunci cele care chiar sunt deosebite nu mai ies cu nimic în evidență. Deci voi aborda emisiunea și din poziția de trainer și din poziția de fan al mașinilor clasice, care sunt relativ reticent. De exemplu, unul dintre lucrurile care nu-mi place la mașinile noi este faptul că trebuie să faci tot timpul update, ca la telefoanele mobile. Dacă ai o mașină care nu e de ultimă generație, deja cel care are ultima generație are niște chestii mai noi. E o tendință foarte mare spre consumerism, iar lucrurile astea pe mine nu mă interesează și le-am văzut în review-urile auto la care mă refer, pe filmulețe pe YouTube, în care fiecare vorbea despre 2 pixele în plus la display. Cât de relevant este pixelul respectiv acum și peste 2 ani de zile, în condițiile în care oricum toată lumea folosește Waze-ul ca să se descurce prin oraș, exact, prin trafic. Și încă un lucru, profilul emisiunii este că vom căuta pe diverse, deci acum suntem cu SUV-urile pe mână, o mașină cu care eu și poate împreună cu alți participanți la această aventură am face o nebunie care înseamnă ocolul pământului. Deci o mașină pe care o iei de aici din România și să faci o excursie de aia nebună. Am înțeles. Deci îți propui să pleci de la noi, de la studio și să ocolești Bucureștiul. Cam asta ar însemna ocolul pământului. Ținând cont cum se circulă la noi prin București. Să știi că dacă încerci să faci ocolul Bucureștiului de 3 ori, te califici. Da, e mai mult decât să faci ocolul Europei. Dacă mergi la orele la care nu trebuie. Deci este și o provocare. Să vedem care va fi mașina pe care până la urmă, după ce vom testa foarte multe modele, o vom alege pentru a face o excursie de asta foarte lungă. Și poate să fie de la un SUV care îți oferă tracțiune integrală, îți oferă o gardă mai înaltă la sol, până la un Roadster, de exemplu, sau un cabriolet care îți oferă senzația aia de libertate. Într-una poți să-ți iei 2-3 valize, în cealaltă mergi doar cu cardul, pentru că n-ai loc unde să-ți bagi valizele și mizezi pe faptul că o să-ți cumperi. Să vedem ce am alege din ele și vom testa și SUV-uri, și mașini, și limuzine. În ce fel de condiții de teren o să testezi? Cam pe ce tipuri de suprafețe, de ce ai de gând să faci ca... Nu cred că o să facem niște teste foarte... De fiecare dată când cineva mă întreabă de testat mașini, mi-aduc aminte de ultimul eveniment BMW la care am fost chief instructor. După evenimentul respectiv, care a avut un succes foarte mare în rândul participanților și a avut succes și din punct de vedere a marketingului, pentru că au fost vânzări foarte bune anul trecut post-eveniment, am văzut că s-a lansat un nou concept de soft off-road. Așa se întâmplă când ridici standardele foarte sus, după aceea și cineva vrea să le atingă, trebuie să accepte faptul că dacă nu e off-road, poate să fie soft off-road. Și ce înseamnă soft off-road? Un off-road care nu e la maxim. Okay. Noi am mers cu mașinile destul de aproape de
de adică limitele lor. Dacă te duci pe șosea de centură să pune că e soft off-road? Nu. Sunt sistemele inteligente de pe mașinile 4x4, cum ar fi de exemplu xDrive de la BMW, nu sunt concepute pentru off-road. Ele sunt concepute pentru a ține mașina pe carosabil în diverse situații în care conducătorul auto poate pierde controlul asupra mașinii. Dar au niște calități și pot fi scoase în zona de off-road și să facă niște lucruri impresionante, doar că ele nu sunt concepute. În toate punctele de vedere, ele sunt pentru asfalt, dar noi în cadrul evenimentului le-am scos pe off-road și am făcut tot felul de nebunii și cred că ai văzut fotografiile și filmulețele pe la mine pe Facebook. Nu o să intrăm, nu o să mergem probabil chiar atât de departe, e în funcție de discuția pe care o voi avea eu cu cel de la care voi lua mașina. Care poate să fie dealer sau poate să fie un posesor auto. Deci nu trebuie să ne, din punctul meu de vedere, nu trebuie să ne limităm nici la ideea de a avea mașini noi și doar de la dealer, pentru că de ce să te limitezi? Noi trebuie să testăm mașinile, să vedem dacă ne plac și ce mașină am luat într-o astfel de excursie. Teoretic, o mașină, un SUV, o mașină cu sistem 4x4, dar o să le testăm separat. Mașinile care chiar sunt pentru off-road de SUV-uri, ar trebui să fie un avantaj din punct de vedere a ideii de a lua mașina într-o excursie foarte lungă. Și în ce măsură vrei emisiunea să fie informativă? În ce măsură vrei să fie o chestiune și de entertainment? Cu ce te aștepți să rămână privitorul emisiunii Drive Test? Cei care vor urmări emisiunea vor avea partea informativă pe care va fi prezentată în două moduri diferite. Odată de cineva care se pricepe la respectivul model, pentru că e imposibil să înveți toate detaliile și caracteristicile și avantajele și dezavantajele pe care le au diferite modele. Deci o să discut cu cineva de la brandurile de la care vom lua mașinile, care va prezenta lucrurile respective și atunci vom avea informația direct de la sursă, cum de exemplu eu și pot apoi să vă... o vei pune la test. Eu voi pune la test, voi spune care este opinia mea despre lucrurile pe care, practic, dacă va fi un consultant de vânzări, el va încerca să mă convingă de lucrurile respective. Eu să spunem că am suficient de multă experiență la mașini ca să filtrezi. Să fiu un filtru pentru informațiile respective. Nu o să fiu deloc măgulitor dacă lucrurile nu sunt în regulă, dar dacă sunt caracteristici care chiar mă impresionează, voi spune lucrurile respective. Așa vor veni informațiile despre mașină. De la cei care se ocupă de vânzarea mașinii și de la cineva care e reticent, care nu-i plac mașinile noi, care vrea mașini clasice și caută, nu neapărat caut nod în papură, dar o să fiu sever, să spunem așa. În afară de informațiile despre mașină, o să fie partea asta de aventură, să vedem cum s-ar potrivi mașina în contextul unei aventuri până care înseamnă un ocol al pământului și vor fi foarte multe informații de driving. Cum se conduce mașina, tipsuri de la poziția corectă la volan până la tehnicile de utilizare corectă a volanului, poate diverse teste cu mașinile pe circuit, exerciții de evitare. O să vedem exact cum dezvoltăm emisiunea după câteva episoade. Îți mulțumesc foarte mult, Ovidiu. Sunt foarte curios să văd primul tău episod în integralitate. Am văzut câteva secvențe mai devreme. Să spunem telespectatorilor că vor găsi în grila Canal 33 în curând emisiunea Drive Test realizată de tine. Cu aceasta îți mulțumesc, te mulțumesc și telespectatorilor pentru că ne-au urmărit până la această oră. Vă doresc o seară liniștită, rămâneți atât de programele Canal 33.